născut și nici nu am nițnie de la Snerodom și am zis că până aici le pădă copilul la Chișinău la cineva, m-am dus la copii și s-a pus punct la toate. Veronica Miron din raionul Anenii Noi este mamă a 5 copii. Femeia a avut o căsnicie nefericită, care s-a terminat cu un divorț dureros, dar niciodată nu a căzut pradă disperării. Mai greu i-a fost când fata a suportat o operație foarte costisitoare, dar zadarnică. Copila vede doar cu un ochi. Mi-a spus 90% copilul o să vadă. Și mi-a spus întâi sumă de 16.000 și după operație a fost de 35.000. Am fost niciodată nu vrut comunici cu noi. Eu i-am spus că dacă am să vin, am să fac probleme, că mi-a lăsat copilul fără orb. Și când m-am dus a doua oară la consultație, tot iarăși din nou cu bani, pentru ce? Pentru ce? Că-i stricat ochiul copilului. Și nici nu vrut să dai ochi cu noi. Cum s-au întâmplat toate și cum se descurcă femeia cu 7 copii, aflați în ediția de astăzi, doar la Femeile Vorbesc. Într-un sat din raionul Anenii Noi, o femeie crește singură 5 copii. Pentru a scăpa de o căsnicie nefericită, Veronica Miron a fost nevoită să lase tot ce a agonisit. A făcut-o pentru copii, ca ei să fie în siguranță. Am 5 copii, dintre care fata cea mai mare stă la mama, 4 cu mine, 2 în tutelă, tot așa. De unde sunteți dumneavoastră de origine? Din Copska Veche. Ați trăit într-o familie completă? Da, mămică, tăticu, doi frați, surori, toți împreună. N-am avut... Părinții au fost foarte bravi, adică n-am trăit într-o familie zici de bețești sau ceva de felul ăsta. Da. Ați făcut studiile? Da, am făcut studii. A fost șoferiță, am lucrat. Unde? Trolebuz. Până ce am născut, șofer, dar după ce am născut, deja s-au terminat activitățile. Cum ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? Tot la serviciu. La serviciu, făcut cunoștință, ne-am căsătorit. În... Era și el șofer de trolebus? El era cu stroica, lucra. Construcții? Da. Ce vârstă aveați când v-ați căsătorit? 25, practic 25 de ani. Și soțul? El avea mai mult în vârstă, 28 de ani. Și a apărut primul copil? Da. Unde locuiați atunci? La Chișinău am locuit, la cămin. Am trăit la cămin, că am avut cameră în cămin. Am trăit la cămin și pe urmă deja am plecat la Urhei. Am trăit. De ce la Urhei? E casă. Bunica, mama, părinții, el a fost căsătorit. El a mai avut o căsătorie, înainte de asta copii nu a avut. Și am trăit în casă. Cât timp ați trăit acolo? Putem? Cât timp ați trăit cu el? Aproape 10. 10 ani ați locuit la Urhei? Da. Și unde munceați atunci? Acasă, copii, tipliță, animale, ca întotdeauna. Am avut și cai și vași, tot pe drat. Ce relație aveați cu soțul? Erau foarte bune, dar când veneau prietenii, veneau de psihotare, adică să începe companiile, pleca câte 3 luni să apar. Și unde pleca? Cu servitul. Nu, ne bătie, n-avem treabă, dar decât așa... Deci el consuma alcool? Nu tot timpul. Când intra în periodic, adică intra în prieteni. Dacă intra, de exemplu, luna asta, păi s-a terminat tot. Dar de ce bani își cumpăra băuturile? Lucra și fășe. Și vă aduce și acasă bani? Și acasă aduce bani. Suficient? Vă ajunge? Da, bravo. N-am avut așa plângeri, zic că Doamne ferește. Dar asta, chestia asta cu druzeaua și cu prietenii s-a stricat tot. Și când venea acasă, ce vă zicea? El a fost bolnav o perioadă de picioare, vreo 3 ani zile, nu l-a văzut nimeni. Dar când a prins să da din picioare, deja iar din nou s-a șeput druzeaua. Dar asta e. Și când se întorcea acasă, ce vă zicea el atunci când venea? Nimic. Unde vă zicea? Nu te interesează și gata, s-a terminat asta situația. Tot cu vorba. Și atât e tot. Și dumneavoastră mergeți acasă cu 5 copii? Copii. Eram acasă tot timpul cu copii. Copii, animale, vaci. Dar aveți gânduri că unde este el, dacă mai este în viață? Avem, dar ce să facem? Noi practic știam, el dacă servea, el zice cu calul. Și dacă vine calul acasă, deja știam că el... Dar unde rămânea să doarmă, să mănânce? La prieteni. Noi avem un cumătru, apoi întrebăm, băi, tu, cumătra, era scândură. Tu vii acasă, de ce nu duci să ajungi? Eu muncesc, eu am venit la odihnă. Și gata. Și cât timp ați răbdat o astfel de situație?
Vreo 6 ani de zile. Și zic, gata, până aici a fost. Nu mai este... A fost un moment mai dificil în care ați decis să faceți acest pas? Am născut și nici nu am nici mie de la Nerodom și am zis că până aici le păda copilul la Chișinău la cineva, m-am dus la copii și s-a pus punct la toate. Deci al 5-lea copil? Da. În ce an era asta? Asta a fost în 2012. Am pus punct la toate. Până aici au mers ostașul și s-a închis subiectul. Am venit, am lepădat, am venit la gazdă. Femeia a trecut printr-un divorț dureros, dar nu și-a pierdut speranța. Hârnicia a făcut-o să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă mamele cu mulți copii. Am venit cu chirii, am șas la Chișinău cu chirii, am lucrat, chiar se măturam străzile, mă sculam la 4 dimineață, măturam, veneam acasă până la ora 8, veneam acasă la copii. Copiii sculau, care îi hrăniem, care și cum. Care erau banii pe care îi primeați pentru mătrânsul? Atunci erau 800 de lei. Pe lună? Da. Am lucrat la Roșcana, am lucrat, eram nevoită. Și atât au fost. Și el a început să vă caute? Am încercat odată, două oare au venit și nu, că nu-i treaba. Nu. Noi fiecare cu viața lui. Că asta, că decât cu nervi, cu să-mi pierd nervi cu tine, eu deja, eu am ajuns, eu aveam 40 de kg. Nici nu puteam, mergi pe Chișoare. Și cu atâta. Restul, i-am spus, am venit în sat la părinți, m-am trăit la gazdă, am ușesc cu chirii. Și pe urmă m-am dus la nenii noi și când am dat copiii la grădiniță, am lucrat la grădiniță Andrei și la nenii noi, cu tot cu copiii împreună. Cât tot au fost copii în grădiniță, eu am lucrat la grădiniță. Dar cum s-a descurcat o mamă fără casă, fără 5 copii? Mă măturam și la magazin dimineața, cu 20 de lei măcar dimineața, mă ceam repede în fața magazinului, măturam. Și ca la magazinul ăsta, la anii noi, la doamna Luba, am lucrat la dumneavoastră, mă ducem, îi facem curățenie, mâncare, reușim în toate, adică asta ruiem. Încet. Pe unii lăsam acasă singuri, pe unii mă ducem, așa. Dar cu ce inimă îi lăsați acasă singuri? Cu aici mai mare. Dumneavoastră, cu ce inimă? Totuși vă făceați grijă. Corect, sunam peste fiecare timp că vine copilul la școală, trecea pe la mine, se ducea acasă, vine iar, că eram nu departe, lucram, adică dacă îmi trebuie repede, fugem, fuga să văd care e situația acasă. Din puținul pe care îl avea, această femeie a avut grijă și de bătrâni singuratici. Foarte greu ne era. Creștem păsări, vindem care și cum, când și cum. N-avem. Și apoi m-am angajat într-o băbuță la nenii noi. Am avut grijă de dânsa și am ajutat-o. Că chiar lucram cu Lumina. În primul rând m-am angajat oficial cu Lumina. Că copiii deja aveau peste 3 ani de zile și nu puteam să primesc niciun ajutor social mic. Adică nu aveam statut. Și m-am așezat pe Lumina, cu Lumina la controle, cu controlul de asta la contoare. Să verificați contoarele. Da. Și am lucrat vreo 3 luni de zile și apoi m-am lepădat că am găsit băbuța asta. Și am avut grijă de dânsa. Până o decedat băbuța, după ce m-am angajat oficial ca lucrător social pentru bătrâni. Dar dumneavoastră, vă era complicat în acea perioadă să faceți față cheltuielilor și greutății? Era foarte greu. Datorită că moșnejelul care dăm de el tot o decedat, Dumnezeu să ierți pe amândoi, că tot timpul intra în situația, adică puteți să-mi dai un salariu mai mult, adică în avans, adică când avem nevoie, tot timpul mă ajutau. Nu avem întrebări cu dânsii, că zic și eu tot timpul, zic că și fost niște nepoți când era și așa. Că Corina într-o zi cu baba, Nicolae într-o zi cu deda. Și cumva s-au atașat de dumneavoastră. Și da, noi am fost, și la urmă a rămas că eu l-am îngropat pe deda încă. Dar a fost situația când... Și copiii nici nu s-au apărut. Veronica și copiii săi stau într-o casă veche, dar bine păstrată și îngrijită. A fi mamă singură este greu, dar nu imposibil, spune femeia. A fost situație când ați cerut ajutor de la cei apropiați, mă refer la rudele dumneavoastră? Da, m-a ajutat o virișoară de-a lui mămica Natasha, de-a lui virișoară de-a mea, de o nepoată de-al tăticu. M-a ajutat când a decedat băbuța Nana Sfăceia, ei mi-au ajutat, mi-au dat și un divan și adică cât te-am strâns lucruri necesare și aici am avut nevoie. Până și m-am angajat, m-am ridicat cu picioare. Au fost bine. Am trecut. S-ați divorțat oficial? Da, noi suntem, nu avem nici... Achită pensie alimentară pentru copii? Nu primești. Primim nică, noi n-am vrut. N-ați vrut dumneavoastră? Da. De ce? Da, pentru ce să aibă grijă pe urmă de dânsul.
Pentru o pensie de 260 lei? Atunci era. Care este bugetul dumneavoastră acum? Salariu. Salariu și am ajutorul ăsta social care pentru copii. Sunteți angajat oficial? Da, sunt angajat oficial, lucrez. Mulțumesc din toate, din câte am avut, adică prin câte am trecut, orice caz, slava Domnului că suntem toți alături, mergem înainte cu un pas. Au fost momente în care nu ați avut ce pune pe masă? Am avut, dar tot timpul ne-a rugat și tot timpul cineva ne-a deschis ușa. Cu pâine, cu un pachet de lapte, de fiecare dată. Cât de des se întâmplă asta? Nu știu, dar cât de des, că deja chiar am uitat, dar pentru toate greutățile care le-am trecut, chiar le-am uitat. În urmă am lăsat, adică am șters tot. Și au fost momente foarte grele. Eu nu zic că nu au fost momente foarte grele. Dar care sunt ele? Am avut posibilitatea, câteodată, chiar nu nici cel la grădiniță. Eram mulțumită că mâncau acolo și adică mai luam, că am un borș, o cașă, adică... Și rămâneam pe seară, mâncam, ne culcam, adăuza ea la grădiniță și... Eu lucram, ei erau la... Cumva asta vă ușura din cheltuieli? Da, foarte mult. Adică, practic, toată ziua, sâmbătă și duminică, noi nu eram numai acasă. Eram bine. Era scăparea dumneavoastră ca da, să-mi rămână copiii flămânzi? Foarte mare era scăparea atunci. Nici nu-ți discut. Eu înainte de asta, de a mă muta la nenii noi și am intrat la serviciu, eu când m-am mutat de la Cobusca, eu aveam gâști, căpri. Ne-am dus la nenii cu totul, și cu gâști, și cu căpri, cu tăt, și am tăiat tăt și am pus în frigider. Aveți ce mânca? Da. Că a venit o prietenă și zice, uite, tu în sat n-ai să poți sta, la grădiniță n-ai să-i poți sta, la școală nici atâta. Uite, tu uite și te aranjează oficial undeva la nini și ieși așa, să-i copii la grădiniță, așa și-a făcut. Și unde v-ați simțit mai bine? În timp de o zi eram dusă la nini și la gazdă și gazdă găsit de tăt era. Și de ce n-ați rămas la nini? Trebuie să chit și era salariu mic. Ne-am discurcat, da, nu făceam, că... Era 600 de lei gazda, plătem și avem 1300 și ceva de lei pe timpul cel, avem salariul la grădiniță, ca dădac. Și nu facem față. Pe ce vă ajunge banii cu 5 copii? Dar, în practică, îmbrăcat ne stăruiem. Mai greu a fost când fata cea mare avea nevoie urgentă de o operație la ochi. Se cereau mulți bani. Și femeia s-a dus la bancă. Și atunci taman și Corinașul cu operația am fost plecat cu Corina cu ochișorii, că am făcut operație la vârsta de 5 ani. Tot m-au ajutat foarte mult fetele. Eu nu zic prin cineva. Dar până ce n-am intrat în banc și am luat un credit, n-am putut să fac față. Ce sumă ați luat? 35.000. Și ați stins datoria sau mai aveți? Am stâns-o deja, dar datoria am stâns-o deja. În câți ani? 5. Și cu procente, probabil? Nici nu-ți discut. Cât ați întors? Am întrebat foarte mult, dar nici nu știu cât am întors, dar mă, că am avut luni care nici nu puteam să achit și eu creșteau și am avut și cu probleme cu la bancă, dar am trecut. Cine v-a întins o mână de ajutor? Fetele, vecinii ne-au ajutat acela operație, numai că mai strânsă. Foarte mult. Deci una din fetele dumneavoastră este bolnavă. Da, fetița de vârstă care din 2009, ea nu vede cu ochișor. Este o maladie, o afecțiune de la naștere sau dobândită? Nu, eu am avut o pălitură de la o vârstă de vreo 3 anișori la Scrinciov, aici deasupra, la frunte. Și de la și s-a dat cataractă și nu s-a observat. Noi am fost la spital și nu ne-a spus nimic, că suntem tot în regulă, tot am plecat la școală. Și la grădiniță, la 3 ani am fost și nu aveam nicio problemă. Și când s-a depistat? S-a depistat la 5 ani și ceva, că a început ochii să fugă. Și când a început ochii să fugă, totodată Iisus și ne-a putut schimba culoarea. Mi-a spus 90% copilul o să vadă. Și ne-a spus întâi sumă de 16.000 și după operație a fost de 35.000. Și bani nu ați avut? Și n-am avut. Am luat copilul în brațe, am venit, m-au ajutat fetele, am luat credit. Dar nu-ți putea face gratuit sau prin poliță această operație? Nu. Mi-au spus atunci în față cât ne costă toată operația asta. Și cum se simtea după operație? Oricum nu vede nimic, deja e gata. Ochiul l-a stricat cu totul.
După operație? După operație, el încă nu era splesnit și nu era, cum se numește, într-o pagină și e albă. Dar acum, deja, la dânsa e desplesnit. E la operație, o atins-o și o... Deci operația nu a fost reușită? Nu a fost reușită deloc. Ne-a făcut ochi artificial, adică ne-a făcut culoare artificială, ne-l-a fixat. Deci ea poartă proteză? Nu poartă. Artificială, adică culoarea e făcută artificială. Culoarea e de la, pentru, de la ochi. Și, dar cu timpul el crește și mușchiul se dilatează și la dânsa iară deja a început. Și doamnă așteptă, mi-a spus măcar să ajungă la vârstă de vreo 16 ani să îi pot face. Deci problema e în ochiul drept? Ochiul... stâng. Ochiul stâng. E să vede acolo. Ochiul drept este bine. Da, ochiul drept vede bine. Și cât de complicat este să facă lecții, să se descurce în viață? Vine greu, clar, că tot timpul cu ochii... Noi suntem aceia că închidem ochi și practic nu vezi nică. Dar e s-o deprins deja. Dar se plânge pe dureri sau pe disconfort? Pe dureri nu se plânge, dar... oricum, adică... Sau este rușinată? Se rușinează, adică că tot timpul că toți copiii văd, dar eu nu văd, sau feruistă. Oricât ar încerca, femeia nu poate scăpa de senzația că ceva s-a făcut incorrect. E fată mare deja, 14 ani, cum ne da, 15 ani. Și ce ziceți dumneavoastră, cum o încurajați? Eu i-am spus, o să facem operația, împlinești după 15 ani, atunci o să faci mai întâi de a face pașaportul, o să facem ochișorul ca să fixeze, ca să nu mușchi să oprească de crescut. Că el dacă crește, el oricum peste o perioadă să trebuiască chiar să-ți faci. Dar are șansă să vadă cu el? Nu. Deci, definitiv? Definitiv. Noi să-l fixăm, să-l așeze iar din nou la locul lui. Dacă v-ați gândit, dacă n-ați fi făcut operația, era bine? Nu. Eu oricum nu vedea. Oricum nu vedea. Da, poate și ne-a făcut, nu știu, nu dau vina pe nimeni, dar mi s-a oferit 90% că o să vadă. Adică mi-a dat speranță. Șansă, da, ca să vadă. Dar asta-i. N-aveam ce-i faci. Ne-au adus-o la operație, asta a fost maximum 10 minute, ne-au adus-o de la operație, deja e... Nu i-a spus încios că ne cerem scuze, uite care este situația, noi i-am fixat ochiul, dar suntem cu zero. Dar această greșeală se putea evita? Da, eu precis că noi avem o zi când am intrat la operație și avem o zi după operație. Noi când am intrat la operație, o zi era, ochiul era întreg. Nu era presnit, nu era nimic. Ei avea cataract și adică ochiul se fuge într-o parte. Și după operație? Și după operație ochiul deja era presnit înăuntru. La un centru privat s-a întâmplat? Da. Ați fost după... Am fost, niciodată nu a fost comun nici cu noi. Eu i-am spus că dacă am să vin, am să fac probleme, că mi-a lăsat copilul fără orb. Și când m-am dus a doua oară la consultație, tot iarăși din nou cu bani, pentru și, că ai stricat ochiul copilului. Și nici nu au vrut să dai ochi cu noi. Și ați lăsat așa? Nu, dar ce să facem? Unii cu ce să ne batem? Să strângem bani, să mergem să luăm pe judecăți? Așa au rămas. Deși suportă greutăți, Veronica s-a hotărât să salveze de sărăcie încă doi frați pe care i-a luat sub tutela, până mama lor va găsi bani să-i crească în familie. Cum au apărut ceilalți doi copilași în familia dumneavoastră? Care a fost situația lor? Deci a fost situația... La nispărinii ei au ars în casă. Ei au fost trei copii, unul decedat. Și bunica i-a luat la Zolotievka. Mama s-a vrut să plece de hotare ca să facă o viitor. Eu le pădac tătixul. Bunic s-a i-o scos afară și le-a spus că ia lungă din casă. Ce vârstă aveau copii atunci? 2 și 3. Și cel care a decedat în casă? 7 luni, îmi pare că avea. Nu mai țin minte precis. Și... Și au ajuns la bunica tot într-o sat? La bunica lor au ajuns. Și bunic s-a e că câți copii așa. Și Cristina m-a sunat și îi spun, Cristina, dă să iau eu. Dă să iau eu. Nu i-a adus, i-am adus într-o pereche, aici smetitel era cu pampers, ceale goale și într-o pereche de tapci, aici lanța avea chiloței și cu o pereche de tapci de răzână, cu așa i-am adus. Frămânți, păduchioși, răioși, nici nu spune întrebarea. Bunica nu avea resurse sau care a fost cauza? Ce nu se împăcau cu norsa, cu fișorsul. Deci era mama de pe linia tatălui. Da. Și tătixul acum e în pușcărie. Tata băieților. Tata băieților. Pentru ce infracțiune sau nu știți?
Pentru Viola, am înțeles, nu știu, nu pot, adică nu mă implic în informații, chiar nu mă interesează. Și mama copiilor? Da, mama copiilor, nici din septembrie eu adus, nici nu sunat odată. Eu unit asta vară, ne-o luată și am luat cu cerșitul. Cu unde? Nici nu. Păi, nu au casă? N-au casă. N-au casă, n-au masă, n-au nimic. Nimic n-au. Ce vârstă are mama lor? 22 de ani. Și câți ani urmă au ajuns copilul dumneavoastră? 3. 3 ani? 3 ani. Asta vară eu venit și eu luat. De la mine în luna lui mai. Și ce v-au zis? Și mi-a spus că ei ne-a spus, eu i-am spus, uite, ne aduce un certificat de la cai casa, adică gazdă, ți oferă cineva chiriit cu plată, contract de locațiune și mi-a adus contract de locațiune dintre care m-a amăjit. Nici nu era, s-a dus și-a vorbit cu cineva, i-a făcut, ca să poată obține copii acasă. Și eu a obținut și care le-a făcut. Că eu a adus iară plin de păduchi și eu a dus într-un sat acolo, nu știu pe unii, că nici nu știu, n-am idei, prin fără la Dancea, apoi a fost pe la Copcea, nu știu pe unii. Și m-au sunat fetele de la asistența socială de la Copcea. Și mi-a zis, nici dacă nu ajung copiii la dumneavoastră, noi suntem nevoiți să-i ducem la un centru. Dar în ce stare i-au întâlnit, i-au găsit acolo? Îmi plac cu șerutul. Ei s-o duci prin sate. Dar copiii, până ajunge la dânsa, copiii activau în grădiniță. Aici, cu dumneavoastră? Da, cu mine. La grădiniță. E ultimele zile de la grădiniță de vacanță eu luat. Adică eu luat în luna mai. Și cât timp au stat copiii cu ea? Toată vară. August, iunie, iulie și august. Și în august? Și în septembrie, pe 10 septembrie, ne-o țin înapoi. Ea v-a adus sau asistența socială? M-a sunat de asistența socială și m-a sunat e și m-a rugat. Mama copiilor? Da. Și ce v-a zis? Eu n-am vrut. Că așa de tare eram supărată că nici nu ne-au închis telefoanele, nici nu avea comunicații cu mine. Pentru noi, ei au trăit la noi, noi am fost ca... Câți ani au trăit? Doi ani au trăit. Fără și... ca ea să vină să vadă. Da. Și pe urmă au venit și eu luată și ne-au închis telefoanele, că copiii și noi, dar așa, ne-am deprins cu dânși, mi-a zis, băi, tu ești mai mare, după Miroslav, Doamne ferești, faci. Dar ei au vrut să meargă cu mama lor? Da, s-au dus. Ei au vrut. Ei, mamă, cum noi da? Chiar dacă nu au fost-o 2 ani de zile? Nu au 2 ani de zile, dar eu m-am strâmbit tot timpul să le vorbesc de dânsa. N-am fost de cei care, că ei, m-am tășa, nu. Le arătați poze, vorbeați da, la telefon? Vorbeam cu ea la telefon și îi spuneam, uite, stără-te, vârâți în cap și cumpără-ți o căsuță, pune copiii că o să crească. O să crească copiii și noi să ai cu... N-ai să ai ce să le dai. Și nici în ziua de azi nu m-a ascultat. Dar ea unde era plecată? În ce țară? A fost la Italia și la Italia au deportat-o pe la în Italia, la Polonia. Și au deportat-o și că nici nu știu unde am eu. Eu îi spuneam la Cristina, zic, mă întrezăm într-o zi că îi mormântau și pe dânsă. Dar ea vă trimitea bani pentru copii? Da, când a fost atunci la Italia, la Polonia, eu o trimis. Eu trimis și curcile, trimis și hăinuțele, trimis costumașele, trimis. Dar eu am spus. Asta cât timp s-a întâmplat? Câteva luni sau pe perioada de 2 ani? Într-o perioadă de 2 ani, adică practic 2-3 ori, deodată la 2-3 luni, adică nu era practic în toată luna, îi trimitea așa, când putea. Și asta-i. Și în acele 3 luni cât copiii au plecat de la noastră, cum v-ați simțit? Foarte, foarte greu. Simțați lipsa? Foarte greu. Mi-a fost că nici nu știam nici măcar de dânsii. Și vă lipseau, dar și vă făceați grijă, dar, unde sunt ei? Griji, că... Pentru noi ei au fost ca în sânul familiei, nu au fost diferiți față de noi. Noi i-am crescut ca noștri. Cei doi frați din raionul Nisporeni au lipsit din casa femeii mai bine de 3 luni. Au hoinărit prin diferite localități alături de mama lor biologică. Apoi s-au întors, la fel de flămânzi și dezbrăcați, cum erau acum 3 ani. Fix așa au ajuns cum i-au luat prima dată. Le-am dat când au plecat de la noi, au plecat cu hăinuță, cu tot și necesarul. Când i-a adus înapoi, Cristina adă în haine, nici nu avem cu ce-i schimba. Eu tot am dat să-mi de acasă, dacă ei s-au dus, tot am dat de acasă. Credeați că ea pentru totdeauna? Da. Și am dat totul de acasă, tot, absolut tot, jucărele și bicicletă, tot. Și ne-a adus înapoi și Cristina a venit adăuză și ne-a adus pentru dânsii și am îmbrăcat-i. Și atunci când mama a venit la poartă, ce v-a zis? A venit și boșie. Zic, și boșești, că-s vinovat.
zic, tu ești vinovată că copiii ăștia așa umblă pe drumuri. Tu ești vinovată, nu e altcineva. Când ți-am spus, du-te, așează-te la un lucru, vin acasă la copii, Sara, că eu nu te alung în ogradă. Vin acasă, du-te. Noi am găsit de serviciu la o fetiță, o prietenă de-a lui Cristina, l-a făcut cereale. Du-te acasă toată săptămâna, tu nu plătești gazdă, fata și ei plătea chiria, îi plătea tot, adică și salariul rămâne curat și așteptai. Știi ce n-a vrut? S-a dus, umplut-o pe datorii, prietenii au stricat. Avea un mod de viață amoral? Consuma? Nu știu. Eu cu aia, chiar de câte ori au fost la mine, niciodată eu n-am văzut-o. Poate de mine să ascundie sau ceva de felul ăsta, da, n-am. Ce v-a zis? Vă lasă copiii pe iarăși pe o perioadă, ce v-a zis? Da. Eu v-a spus, păi, să-mi cumpăr casă. Zic, tu de copii nu te atingi, deja pâinci nu-ți procuri casă, să ai casa ta la copii. Tu copiii de deja nu-i mei, pâinci nu-ți faci atelier. Și au plecat din septembrie și e bună plecată. S-a despărțit ușor de copii? Foarte. Eu știu așa că, nu știu, nici nu s-au întors. Măcar odată s-o sune să vorbească cu dânsă. Deci din septembrie nu a luat legătura din cu ei? Din septembrie nu a luat legătura cu copiii și nici nu s-a duc aminte copiii de dânsă. Nici nu s-a duc. Da, mie îmi zic mama. Și ei ce au zis? Sau la fel mama îi ziceau? Nu, Marina. Pe nume? Pe nume. Marina așa. Și ce v-au povestit ei? Unde au fost 3 luni de zile? Ei au spus că au fost la o femeie și apoi a fost acolo și apoi a fost dincolo și apoi a fost la Solotevka și apoi a fost nu știu unde și tot atâta și poți să înțelegi din copii. Copilul e copil. Acum ce vârstă au băieții? Vedem acum, deja împlinește 6 ani, pe 29 ianuarie. 6 ani copilul are deja. Da, Miroslav 5. Deci urmează să-i dați și la școală? Ei, cred că spre asta mergem. Aveți acte pentru pe ei? Da, tot avem. Am și document, că nici n-am rupt tutela aceea care a făcut-o prima dată, așa și-a rămas la mine în tutela. Și mama are voie să vină să-i vadă? Ea are voie, că eu nu am drept să-i refuz. Ea are drept să vii să iei când, în orice moment. Dar nu vine? Dar nu vine. Dar tata din penitenciar nu e legătura? Nu, nici nu s-aude. Niciodată nu le-a sunat. Și bunei? Nici atâta. Nici... E practic nimeni nu comunic cu dânsii. Numai noi. Vă doare sufletul pe bunica, pe bunica, lui bunica îi zic la mama mea. Vine bunica. Bunica să vii, bunica. Bunica trebuie să ne aducă ciupa-ciups. Bunica când vii la noi. Și mama, dacă nu-i vede vreo 2-3 zile, apă și vine și vede că nu poate fără dânsii. V-ați atașat? Da, noi foarte mult ne-am atașat de dânsii. Melesa este mai mare, nu-i sară să nu-i suni, să întrebi și faci Miroslav. Și nebunie mai făcut. Nu, e foarte... Vă doare sufletul pentru ei? Da, pentru dânsii e foarte dureros când te gândești că... Da, de fapt, adică, cum, eu nici nu... Practic, nici nu trag atenția că nu-s a mei. Dar nu faci diferență. Da, nu fac diferență. Eu nici nu, practic, nici nu trag atenția cum am să noi. Nu-i gata. Dar dacă mai vine să ia? Nu știu. Dați. Nu, dar ce să fac? Eu și n-am drept deasupra lor. S-au dedicat de dreptul părintesc, copiii pleacă la un centru. Că s-au dedicat de dreptul părintesc, că ea are dosar deschis. Dar oricum nu pot să-i fac felul ăsta. Nu am drept. Veronica trăiește cu speranță și continuă să-i ajute pe oamenii aflați în dificultate, la fel cum a fost ajutată și ea. Și apa mai avut un băiețel. Am avut, l-am luat tot, a fost când mămica eu o sărit la 4-le etaj. A căzut. Și acum a rămas invalidă. Și acum unde este copilul? Copilul e cu dânsa, ei tot stau la mine, timpul de față. Sunt la dumneavoastră? Da. De cât timp sunt la dumneavoastră? Deja o luni de zile, amuș. Au venit. Nu au casa lor? Tot nu au căsuț. Pe dumneavoastră, din greutatea și durerea dumneavoastră, mai aveți loc și pentru ceilalți. Da, sigur. Noi, eu mi-am promis că cât m-a ajutat și am obținut căsuță, am să mă stăru să le fiu și eu o umbră cuiva, să nu-i bată vântul pe nimeni. De ce faceți lucrul ăsta? Pentru
Abia simți nevoia. Este că simți nevoia ca să o faci. Vă vedeți cumva în pielea lor? Da. De multe ori. Ce sentiment aveți atunci când vin aceste familii după ajutorul dumneavoastră sau când le aduce Cristina? Eu știu ce înseamnă când treci prin ceva și nu ai unde te duci și nu ai... N-ai cui striga un ajutor. Foarte greu. E foarte. Deci nu-ți discut. Și atunci unde sunt gândurile? La ce vă gândiți în acestea? Prin câte am trecut eu. Prin ce ați trecut? Foarte greu ne-a fost. Când n-avem ce pune pe masă la copii, când plânge eu și vreau eu ceva și n-avem ce le da. Era greu. Și ce le ziceați? Tot o să fie bine. Reușim. Și ați încercat cât de cât să le supliniți acest gol? Da. Le era dor de ce? Sau ce vroiau ei? De mâncare? De mâncare. Aveau pofte? Da. Nu cu pofte. Pofte la noi nu a fost niciodată că vreau ce și nu vrei să-mi dai sau ceva. Nu. La noi nu a fost așa. Dar de ce erau doriți ce la mâncare? Anume să ai și pune pe masă. O mâncare? Mâncare pe masă. Asta e. Nu a fost zic, adică să nu te gândești să-i pui pe masă la copii. Și cum ați făcut față? Cum ați obținut mâncarea? Am trecut prin toate. Pe unii pe rău, pe unii pe bine, prin greutăți. Adică ne-am stărit tot timpul să mă stăru, să le-am și le pun pe masă. A fost situația când plecați la vecin după... pe da, împrumut? Am ajuns. Am ajuns și la vecini. Nu pot să nu ajungi. La magazin pe datorie? Am ajuns la magazin pe datorie, am luat de foarte multe ori. Veronica Miron ține pentru ea nevoile și supărarea, iar copiilor le oferă doar dragoste și încurajare. Îi ține pe toți curați și îi trimite la școală. Nu e ușor, dar știe că educația îi poate scoate pe cei mici la lumină. Din ce bani trăiți? Salariu, băcuța. Aveți păsări, animale? Da, păsări, animale, tot am. Mai vindeți lapte? Piața. La piață, acasă. La lucru. Copiii vă ajută? Da. Noi toți lucrăm. Ați văzut cum e. Cea mai mare ce vârstă are? E cea mai mare are 19 ani. Unde este? Fetița învață la Chișinău, învață. Și băiatul? Băiatul la Chișinău învață automehanic. Fetița sunt la 8, clasa 8-a, a 7-a și a 5-a. Și doi la grădiniță. Cei mai mari, tam deja e învață practic mai mult, mămica o susține, mama o n-am o ajută adică, financiar? Da, o ajută și financiar, tot o ajută. Unde învață ea? La liceu, Gheorghe Sache. Și stă la cămin, probabil. Da, la cămin. Îi puneți la munci să muncească, să vă ajute? Nu, e are el, e tam deja s-a făcut viitorul ei, adică el lucrează singur, el se întreține singur, deja o trecut. Dar... Da. Băiatul? Aici de acasă? Aici de acasă, tăți cu mine. Muncesc în rând cu mine. Ce-i puneți să facă? Tăt fac băieții. Noi suntem și la animale, noi acasă, noi lucrăm, noi la lemne, noi... Adică nu avem... Puneți accent pe școală? Da, la școală, copiii la școală se duc, vin, au activități, au centru, au... Nu e... Pe ce puneți accent în educație? Copiii să învețe să își poată face un viitor. Toți, ca unul să-și facă școală, cât o mică profesie, cât de mic să-și facă, dar să aibă fiecare profesie. Noi, eu nu-i pun cu ziua să îmbli, să lucrez, să-ți ducă, să nu... Noi avem și așa destul lucru acasă. Noi nu reușim pe noastră. Dacă să îmbli cu lucru cu ziua, nu. Nu avem. Este atât de optimistă și recunoscătoare pentru tot ce are în viață, încât lucrurile au început să îi se dea mult mai ușor. Ce v-a făcut pe dumneavoastră să deschideți ușa pentru alte familii care au nevoie de ajutor? Că și dumneavoastră aveți nevoie de ajutor. Noi avem nevoie de ajutor, dar asta e problema că eu sunt mulțumită și aici am. Nu mai vreau, adică cum, să mă plâng că vreau, că am nevoie, nu. Eu muncesc. Noi muncim în rând cu toți. Eu sunt mulțumită că Domnul ne dă sănătate, principalul sănătate să avem. Că dacă să avem sănătate, asta e roșie pe toate. Reușim încetșor, ne ridicăm. O să crească și ăștia doi, deja damă o să crescu, să ieșesc din nevoi. Nu e...
băieții sunt mălădeți, sunt cuminți, nu sunt... Cum nu sunt ascultători, zic că, ei, că nu vreau să vreau la mamsa sau ceva, de fel, nici nu se aduc aminte de însă. Cumva s-au dat după voi și după educație, da. Și... El știe că trebuie să ia acasă, el știe că trebuie să pui haina la loc, trebuie să pui și ea, să fac și ea. Nu spate acolo, nu spate dincolo. Femeia nu se teme de nicio provocare. Copiii o motivează și o ajută să devină mai puternică, tot de dragul lor. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Dimineața ne sculăm, plecăm la vași, venim de la vași, plecăm la grădiniță, de la grădiniță venim, ne ducem la lucru și iar din nou, după lucru acasă, iar să șepi până în seară. Unde sunt vacile? Partea și la casă. Aici nu aveți spațiu pentru ele? Acolo, la căsuță. E casa dumneavoastră care urmează să o finisați. Da. Când sperați să vă mutați acolo? Poate anul ăsta cu Domnul, cu ajutorul Domnului, să reușim anul ăsta, poate ne-am pune la locul nostru. Că e foarte greu de... Aici e spațiu mic? Nu e spațiu mic, acolo tot așa e căsuța. Dar, mă rog, nu e finanțat, adică noi am cumpărat-o și am început reparații. Că fiindcă avem unii și de și Domnul Gheorghe nu ne fugărește nimeni. Și reușim, poate, anul ăsta, poate, cu ajutorul Domnului, ne-o pune la locul nostru. Ați cumpărat-o din banii proprii sau ați avut parte și am de ajutor? Am avut de ajutor. Datorită lui Cristina, lui Ruslan, la toți. Constantin, toți. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră când ați plecat de la soț? În bine. Chiar dacă am trecut prin greu, dar am trecut și prin bine. Bine, ce aveți în vedere? Liniște? Liniște. Liniște, suntem în liniște, creștem. Adică răsuflăm mai ușor. Copiii au avut parte de scene mai urâte? Nu țin minte ei tot. Că ei erau mici când toți. Dacă ei sunt toți unul după altul, noi practic nu țin minte unul pe altul. Dar ce ziceți? Unde este tata? Suntem divorțați și atât de tot. Tata nu a fost în acest timp să-i povadă? Nu a fost. Nu știți ce face el? Nici nu ne interesează. Chiar nu ne interesează, am luat tot la zero. Eu tot timpul îi spun chiar la fetele care ca divorțează, pleacă din bătăie, din toate acestea fetelor înapoi. Dacă ați făcut un pas, nu vă întoarceți. Nu știu. Unii se gândesc și pentru ce se gândesc. Dumneavoastră, ați avut stări de depresie, de frică atunci când ați plecat? Da, noi am avut, n-am avut de frică. Adică acum, clar, că retrăiem. Retrăiem că n-am să reușesc. Dar am hotărât că mai bine așa. Am să reușim toate, încet ușor. Și când întâlniți fete care sunt victime violenței în familie, ce le ziceți? Să nu se întoarcă. Să nu se întoarcă înapoi. Dacă ai făcut un pas și ai plecat, te-a bătut odată, a doua oară, crede-mă că mai mult bătaie să mănânci decât... Dacă a ridicat o palmă odată, a doua oară, mai ușor. Ce aveți în vedere mai ușor? Să te bată. Prima palmă e mai grea, pe urmă... A doua mergi mai ușor. Și de obicei ele nu prea se duc, că nu au unde. Da. Asta e cea mare problemă. Se întorc înapoi, că nu au unde pleca. Și atunci cum să facă? Da, cum să facă? La gazdă. Departe. Cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru. Veronica Miron sare mereu în ajutorul mamelor care au fost victime ale violenței în familie și nu au un adăpost. Multe mame au făcut prin ograda mea. Le-ați ajutat pentru că la rândul dumneavoastră ați fost ajutat? Da, când aveau un plecaș, da. Și știu, o săptămână, două, o zi, două, trei, cât aveau nevoie. Dar unde încăpeați toți? Toți încăpem. Pe unde? Cum? Toți am încăput, niciodată nu am avut, când n-am dormit. Așa? Așa. Care la podea, care pe pat? Nu, la podele n-am dormit nimic. Tăți e capatul, ți-a făcut tăți. Și iată cum... Și asta vă dă o liniște sufletească, o împăcare de sine? Ne dă un viitor înainte, adică îmi dă voie să pășesc înainte cu păcatul. Asta-i. Obișnuiți să faceți fapte bune? Da. Să ajutați oamenii? Da. Nu mă dă într-o parte. Când este posibilitate, niciodată nu mă dă într-o parte. Dumneavoastră aveți regrete? Pe ce? Regrete. Vă pare rău de ceva anume? Nu. Nu regret nimic că am făcut un pas sau ceva de felul ăsta.
cum degeala, că dacă știi și ai pățit dinainte, pățit, dar dacă nu știi, trebuie să mergi. Dar dacă îți întoarce timpul înapoi, ce ați schimba? Nu m-aș întoarce niciodată. Unde? Înapoi. Nu, dacă ați face, ați avea posibilitate, ce ați schimba? Sau ați merge exact așa cum ați mers până acum? Merg așa cum am mers până în timpul de față. Nu ați schimba nimic? Nu. Veronica vine și cu sfaturi pentru femeile care nu sunt fericite în căsnicie. Dacă v-ați pornit și ați ieșit pe un drum să o luați de la zero, nu vă întoarceți înapoi. Că dacă ai pus un pas și te întorci înapoi, crede-mă că și ăla nu e viitor. Tot timpul îi spun, tot timpul îi zic, uitați-vă înainte că aveți un copil de crescut, aveți doi copii de crescut care trebuie să-i ridici. Da, e foarte greu. Eu nu zic că nu e greu să fii o mamă, să crești un copil. E foarte greu. Dar trebuie să-ți pui un viitor, adică pentru copilul ăla. Sau pentru tine chiar, să te stimezi pe tine. Sunteți fericită? Da, fericită și împlinită. Ce vă face fericită? Copii? Copii. Da, pe unii probleme, pe unii, da, trece. Copilul, că, cum se spune, copiii mici, problemele mici, copiii mari, problemele mari. Da, trece. Dar ce vă dă puteri să faci față greutăților? Nu știu. Sănătatea am. Le facem pe toate. Nu știu și ne dă puteri. Da, trecem. Ați avut momente când nu ați mai putut? Nu. Niciodată nu m-am stărit că gata, nu mai vreau și nu mai pot și nu mai... Nu. M-am sculat dimineață și tot timpul cu un picior înainte. Ați avut stări când nu vă simțeați bine și nu ați putut ieși din casă, nu v-ați putut ridica din pat? Am avut probleme, dar copiii mei au fost alături tot timpul. Adică nu m-au lăsat că stau în pat și gata, nu mă vede nimeni și nu mă aude nimeni, nu. Sau dumneavoastră nu vă permiteți acest lucru să vă îmbolnăviți? Nu, nu-mi permite. Noi la noi sănătatea nu-mi trebuie. Când are și... Sunteți ca un robot în continuu. Nu, dar păi ce să facem? Trebuie să muncim. Ședem pe loc, nu ne ajută nimeni, nu ne dă nimeni. Dar dacă trebuie, ne ridicăm din pat, scolcă, să pornești, că dacă nu te încalță în papuși, nu te încalță nimeni. Asta e motoul vieții dumneavoastră? Da. Care este el? Eu știu așa, că dacă nu mă scol dimineața, nu fac toată ziua nimică. Așa trebuie să scol dimineața din pat. Că dacă șoz în pat, nu se aduce nimic. Mai puteți? Încetșor. Încetșor. Principal sănătatea avea. Acasă i-am găsit doar pe doi dintre copii. Ceilalți erau la grădiniță și la școală. Copiii sunt îngrijiți și hrăniți. În timpul interviului de Veronica s-a apropiat unul dintre copii, băiatul luat sub tutelă, care își dorește o îmbrățișare. Fac mâncare, adică nu lăs, fac azi și să am și pe mâine și apoi mâine, nu. La noi asta nu e. Noi facem, mâncăm, mămica face iar, așa-i? Câte pâine merg la masă? 4-5, dar noi coașem. Nu cumpărați? Cumpăr, dar și coașem. Așa-i? Și vara faceți conserve? Facem. Faceți de... Da, noi facem. Compoturi, conserve. Și când vreți să alintați, ce le faceți, ce le pregătiți? Și facem mama când alintăm băieții. Ce dulciuri facem, nu primăm să nasc. Coacem prăjiței. Acesta e desertul preferat? Coacem prăjiței, așa. Și tort și blinci. Dar ce bun, așa? Da sau nu? Dar tu ai limbă. N-ai limbă. Da. Dacă nu ai, nu ai. Cum te numești? Mai zici odată. Ispil. Și câți ani ai? 5. Mergi la grădiniță? Dar azi de ce stai acasă? Am tușit. Ai tușit? Și tu des tușești? Zic, nu des. Anul este prima dată. Da? O iubești pe mama? Când dă-i îmbrățișare. Asta vă bucură? Foarte. Dimineața ne trezim, tot timpul mama vine și mă cuprinde. Dar ne ducem la grădiniță azi, ne ducem. Dar cine ne duce, mama? Este ca un medicament pentru dumneavoastră. Și? Da? Zile o grădiniță.
Familia stă acum cu chirie într-o casă până vor termina reparația în casa lor, primită în dar de la oameni cu suflet mare. În ciuda greutăților, în cămăruța în care își duc traiul atâtea suflete, domnește pacea și dragostea.